Am zilele, orele, minutele și simțeam cum efectiv trece timpul și mă gândeam, hm, oare am făcut suficient azi, oare mi-am respectat munca pe care am depus-o până acum, oare... 931 de puncte. Asta e performanța lui Rare și Conaru, actual rezident pe oftalmologie. Cum a reușit, de ce oftalmologie și care este experiența lui până acum pe această specialitate, o să aflăm de la el. Rareș, mersi mult că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu pentru invitație. Este o onoare să pot să prezint și altor colegi de-ai mei parte din experiența mea cu examenul de rezidențiat și cu experiența mea din rezidențiatul de oftalmologie primele șase luni și sper că pot să ofer câteva informații interesante audienței. Sunt convins de asta. Hai să începem cu începutul. De ce medicină? Asta e o întrebare destul de interesantă. Ideea cu medicina la mine a început destul de târziu, undeva prin toamna clasei 12 a 12-a spre iarnă. Uh, inițial mă gândeam să-mi fac, să fac o carieră pe partea de programare, de IT, dar uh, mi-am dat seama că nu mi se potrivește stilul acela de viață, iar eu am fost olimpic uh, la chimie în clasa 11-a și în clasa 10-a și mi s-a apărut o idee bună să încerc să mă pregătesc pentru admiterea la medicină și pentru o carieră în medicină. Ok, și ai reușit să intri la medicină cu brio, în ciuda faptului că acum te rânduie cumva de cel puțin 2 ani de pregătire? Uh, da, am reușit și mie personal mi s-a părut că a fost un ritm de învățare destul de relaxat. Pentru admitere, nu mi s-a părut foarte mare presiune, în ciuda acum ceea ce ai zis și tu că era un timp scurt și am obținut și acolo un punctaj destul de bun, zic eu. Cât? Uh, 90 de puncte din nice. 100. Asta înseamnă buget? Însemnat chiar bursă ultimele locuri, la momentul respectiv. Nice! Nice, felicitări! Mulțumesc! Și ai, ai reușit să-ți păstrezi locul la buget și eventual bursa și pe perioada facultății? N Pentru că la fac o mențiune la Carol Davila, în funcție de notele din fiecare an, se reface clasamentul și e posibil să pici la taxă. Uh, am reușit să mă mențin la buget, la bursă nu chiar în fiecare an. E destul mm -hmm. de dificil și competiția destul de mare. Mm -hmm. Cu toate astea, cumva, chestia asta te îndeamnă să înveți an de an, modul de modul, ca să-ți păstrezi locul și v-am să te întreb cum cum am mai învățat în facultate. Este adevărat acest lucru, este o competiție destul de mare între studenți și mie mi se pare un lucru bun pentru că menține cumva și ștacheta facultății mm -hmm. și așa, dar cum am învățat, în principiu bazat pe logică și cât mai mult pe lucruri practice uh, care au o aplicare în practica de zi cu zi și nu neapărat pe reținut detalii, formule, nume proprii, nu mi-a plăcut prea mult partea asta. Am încercat mm -hmm. totul să fie cât mai practic, cât mai util și evident, ceea ce mi s-a părut interesant, m-am -am documentat mai mult, mm -hmm. am citit și din alte surse, cam mm -hmm. asta a fost cu învățatul pe parcursul facultății, care a fost puțin diferit de învățatul pentru rezidențiat. În ce sens? În sensul că pentru, pentru rezidențiat m-am axat mai mult pe nu să zic reținerea de informație brută, dar pe mai multe detalii, pe mai mult de nu numai partea de înțelegerea a materiei, ci și partea de efectiv a reține uh, exprimarea, a reține tabloul clinic al unei boli, uh -huh. încercând formule memotehnice, încercând uh, tot felul de culori, de diver, diverte, diferite metode de a reține da, materia de rezidențiat. Asta în ideea în care multe din grile sunt făcute cuvânt cu cuvânt din carte? Într-adevăr, așa e. Multe grile se făcute cuvânt cu cuvânt din carte, dar um, unele informații se pot deduce. Este adevărat că un mic volum, eu aș zice undeva la sub un sfert din informații, se pot deduce practic în grile, cu oarecare logică, evident, o logică medicală, dar Procentul a, a informațiilor care pot fi deduse logic este destul de mic și cumva cred că asta e partea foarte grea pentru mulți oameni care au un stil logic, au un sti, un alt stil mm -hmm. de a învăța, nu neapărat stilul de a reține informație și de a toci ca să zic așa. Să încerce așa. să găsească cumva firul roșu. Exact, cam asta ar fi problema cu materia de rezidențiat, dar există metode de a rezolva aceste probleme, de a Repeta materia în cât mai multe, de cât mai multe ori și, mă rog, am demonstrat eu și cred că și colegii mei că se poate până la mm -hmm. urmă. Mm -hmm. Tu când te-ai apucat să înveți pentru Rezi? Tot așa ben. relativ din scurt, ca pentru admitere? Nu, pentru Rezi m-am apucat, țin minte, și acum era a doua săptămână de facultate. Anul 6 am început cu stagiul de boli infecțioase la Victor Babeș, în prima săptămână a fost mai de revenit la facultate, de ultim an de facultate. În săptămâna a doua deja aveam cărțile achiziționate de prin vară și am început ușor, ușor să răsfoiesc. Mă mai uitam, citeam un capitol, am început, să am început cu primul capitol, respectiv cu sepsisul, dar mă mai uitam și prin celelalte să văd ca idee cum se prezintă informația. Adică dacă este vorba de pagini care au mai multe poze, au mai multă mai multe procente, mai multe nume proprii, mai multe clasificări, mai multe... Să-mi fac o idee cam care capitol așa grosier mm uh -huh. s-ar părea mie mai greu, care, cărui capitol se aloc mai mult timp. Deci ai început prin a-ți face o idee despre Prin a-mi face materie. o idee, exact. Și de aceea și prima trecere la mine a fost una destul de superficială, destul de rapidă. Mi-a luat aproximativ două luni și jumătate, dacă țin bine minte corect. Ok. Nu m am axat deloc să rețin detalii, m-am axat pur și simplu să mă familiarizez cu materia uh -huh. și să văd cam ce mi-ar putea pune probleme uh, în a reține, în a înțelege și care capitole, practic, pentru mine personal, sunt mai dificile. Asta sună ca ceva ce ar face o persoană foarte logică? Da, într-adevăr, dar altă problemă cu materia de rezi este că odată ce ai parcurs un capitol, ți s-a părut logic, l-ai înțeles... Ai trecut 5 capitole mai târziu și deja informația începe ușor, ușor să se degradeze. șteargă, să se degradeze, da. Mm -hmm. Și cum ai rezolvat asta? Făcând mai multe treceri prin materie și repetând din urmă. Cred că mulți din colegii mei și de ani mai mari care au reușit să obțină un punctaj bun la examen de rezidențiat au efectuat mai multe treceri prin materie și... În timpul acelor treceri au repetat și din urmă. Asta mi se pare o chestie foarte importantă. Uh -huh. Pentru că doar făcând treceri prin materie, fără a re revizui din urmă capitole, ele rămân cumva la intervale destul de mari de timp necitite și atunci evident că se mai uită materia. Uh -huh. Grile? Grilele, din nou, nu pentru că sunt la grile rezidențiat la podcast, dar uh, grilele mi s-au părut foarte utile. Pentru că recapitulează parte din informațiile din capitolul respectiv, dar și pentru că cumva ele au un anumit grad de dificultate. Adică se poate observa cel puțin pe platforma voastră, am observat chestia asta. Sunt unele grile care sunt foarte ușoare și evidente, alte grile care sunt un pic mai grele și alte care sunt deja de un nivel foarte înalt de dificultate și care presupune deja că stăpânești destul de bine capitolul ăla și sunt și orientative, adică te uiți la finalul testului, zici uite am făcut astăzi 87% din capitolul de diabet, ok, și ce am greșit? Și te uiți, poți să vezi exact ce ai greșit punctual, să repeți acele greșeli, eventual uh -huh. să repeți acele pagini, de aceea mi s-au părut foarte utile grilele, atât în partea de învățare a materiei, cât și pe partea de final, de recapitulare, uh -huh. de teste în toată materia, de simulări, de subiecte în anii precedenți. Da. Mm -hmm. Ponturi pentru. alte ponturi pentru învățat, nu știu, flashcarduri subliniat cod al culorilor ceva? Un cod al culorilor am, pe vremea când învățam eu pentru rezidențiat, am auzit tot de la o persoană ideea de un cod al culorilor, însă mie personal nu mi-a plăcut, adică am folosit doar două culori strict pentru subliniere, albastru și galben. Însă ca flashcard mi-am mi făcut propriile flashcard ce mi se părea mie habar n-am o triadă sau de simptome sau un tabel sau niște procente care mi se păreau imposibil de reținut, mi le treceam pe un flashcard mm -hmm. le aveam în laptop, le mai revizuiam când aveam mai mult timp, să zicem, sau când mi se părea ok, uite, eu zic astăzi că ar trebui să repet din capitolul X niște flashcard și niște detalii. Hai mm -hmm. să deschid flashcard-urile mele, personale dar nu, nu am achiziționat flashcard-uri de la foști studenți, de la alte site-uri sau alte platforme, nu. Că atunci încă nu lansasele pe grilele orezii flashcard-urile? Da. Nu erau lansate, am auzit că s-au lansat ulterior. E posibil să fie utile, nu pot să-mi exprim opinia pentru că mm -hmm. nu le-am încercat. Mm -hmm. Cu licența? Ți a Cu licența? pus probleme într-un fel? Cu licența nu mi-a pus probleme, m-am apucat și de licență prin luna noiembrie aproximativ. A anului 6, evident, aveam tema, aveam bibliografia, dar tot timpul ziceam, e lasă că în weekend sau într-o zi când vin și sunt obosit de la facultate și poate n-am chef să citesc, mă apuc eu și scriu două pagini la partea generală, la partea specială, dar tot timpul ziua aceea nu venea și se transforma săptămâna următoare, săptămâna următoare, până când la un moment dat, pe la mijlocul lunii noiembrie, spre final, am zis, ok, hai să vedem și cu licența, să-mi fac o idee. Eu personal participasem la un opțional în anul 5 despre redactarea lucrării de licență și cumva aveam câteva idei generale despre, ok, așa, cam așa ar trebui să arate partea generală, cam așa ar trebui să arate partea specială. Și cred că lucrul ăsta m-a ajutat destul de mult. Eu personal mi-am făcut licența pe urologie și urologia a fost o specialitate care mi-a plăcut foarte mult din prisma stagiului pe care l-am avut în anul 5 și care mi s-a părut foarte bine organizat, foarte practic și din toate punctele de vedere un stagiu bun. Iar cu licența, revenind la licență, a mers destul de bine, am scris câte două, trei pagini, câte două, trei pagini, am terminat cu partea generală. La partea specială recunosc că a fost un pic mai dificil pentru că acele scheme acele poze cu investigații, cu pacienții pe care ar trebui să-i preiau, necesită timp pentru prelucrarea informației, mm -hmm. pentru redactarea ei, pentru redactarea bibliografiei, dar, per total, pe pentru mine, licența nu a fost uh, uh, o problemă care să consume prea mult timp din învățatul pentru Rezi, să zic. Mm -hmm. Asta și pentru că ai început relativ de vreme? Uh, da. Sau... Uh, da, dar și pentru că uh, Pur și simplu am fost destul de organizat, zic eu, adică mi-am mi -am propus să termin în două luni partea generală și am reușit să o termin în două luni. După care, cu partea specială, încet încet, am luat legătura cu îndrumătorul cu care mi-am făcut lucrarea de licență. Îmi spunea, uite, aici ai putea să mai pui o schemă, aici ai putea să mai modifici puțin că uh, nu dă bine în pagină, prea multe cifre, prea multe explicații, prea puține explicații, pe partea de materiale și metode trebuie să mai adaug asta, să mai scos cealaltă și, per total, a mers foarte ok. Sper că ți-a făcut și referințele, nu manual. Uh, nu, referințele uh, le-am făcut în uh, nu mai știu cum se cheamă, era un software, special, și soft software cum... la special? Software special, exact, okay. pe care îl primisem și, efectiv, adăugam formatul din nou. Lucrul ăsta știam de la opționalul la care am participat la finalul anului 5, de mm -hmm. redactare lucrării de licență. Ai încercat să înveți cu colegii sau cu prietenii? Am încercat chiar cu prietena mea să mai învăț și uneori am reușit, alteori nu. În primul rând pentru că eu, de exemplu, eram în luna martie, mi-aduc aminte și acum anul trecut, la un anumit capitol, iar ea era la alt capitol. Și cumva nu ne suprapuneam ca timp, dar încercam după ce ea parcurgea un capitol pe care nu-l mai parcursesem de mult sau invers, să ne punem întrebări, să mai discutăm uh -huh. în timpul liber, eventual să mai discutăm grile care ni se păreau că, uite, aici nuanța la grila asta vrea să spună că e ceva. La cealaltă mi se pare că vrea să spună, de fapt, altceva. Și din punctul ăsta de vedere, da, mi s-a părut foarte util că am mai discutat și cu ea, pentru că practic am mai avut și opinia unei coleg, colege uh -huh. respectiv despre materia de despre anumite grile, despre anumite părți sau pasaje care erau traduse un pic mai ciudat sau nu se înțelegea exact ce vă să zică din punctul meu de vedere, repet. Și bănuiesc că a fost și parte de suport moral. Și partea de, de, de suport moral. Ai, nu pe cineva ceva. aproape care să treacă fix prin ce treci tu. Exact. A fost și parte de suport moral, partea faptul că practic când aveam timp liber îl petreceam amândoi, când ne propuneam să citim, citeam amândoi, când ne propuneam să scriem la licență, scriam amândoi la licență. Chiar a fost un lucru bun pentru, și constructiv pentru amândoi până la urmă, pentru că și a obținut un punctaj foarte bun la examenul de rezidențiat. Mm -hmm. Cât de greu ce a fost? Dacă aș spune că nu a fost greu, cred că ar fi o minciună, pentru că și de fapt oricine ar spune că nu a fost greu, cred că ar minți, pentru că este un efort care trebuie susținut pe o perioadă foarte lungă de timp pentru a obține un rezultat la rezidențiat. Cred că asta e problema principală. Nu este vorba ca în facultate, când vezi pentru un examen din sesiune, ok, n-am învățat la nu știu, la semiologie în anul 3, în semestru 2, învăț 10 zile la semiologie, îmi cumpăr cartea, 10 zile nu ies din casă și am terminat. Nu. Din păcate este un efort susținut, mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de mult acceptă fiecare să depună anumite sacrificii în privința asta și cred că din punctul meu de vedere, asta este principala problemă cu examenul de rezidențiat, faptul că trebuie să fie un efort susținut. Nu este un că efort un de două luni, de șa exact ca un maraton. Pe mine cumva lucrul acesta m-a ajutat pentru că eu practic și sport, alerg foarte de opt ani maratoane, semimaratoane, okay. triatloane și cumva... Deci am, am prins cu metafora asta? m prins foarte bine și am reușit cumva să găsesc o paralelă între alergat și învățat, să nu fie un sprint, să fie mm -hmm. un maraton de anduranță, să știu când să apăs pedala de accelerație mai tare, când să mă relaxez să recapăt forțele. Și în general, timpul cel mai bun îl scoți atunci când îți găsești o viteză cu care poți să alegi toată cursa în mod constant. Exact, așa Fă este. Fără pauze, fără să încerci să faci sprinturi. Exact, așa este. Cu cât sprintezi mai mult, cu cât te supra mai mult, cu prea mult timp înainte, cu atât um, rezistența scade odată ce examenul se apropie și se resimte. Oricât ar fi, se resimte foarte mult, mai ales în perioada aceea de vară, Toamnă, și chiar înainte examen de rezidențiat, începe să se resimtă uh, burnoutul. Ca mm -hmm. până la urmă e vorba de un burnout. Tu ai ajuns la el sau l-ai. Nu atins? știu să zic dacă l-am atins, dar am resimțit în anumite momente o epuizare destul de mare, atât din cauza, mai ales de fapt, în timpul facultății, pentru că dimineața și respectiv după amiază mergeam la stagii, după care trebuia să ajung acasă, să mai am și un timp liber și eventual să mai citesc și pentru rezi, să mai fac ceva pentru licență, deci cumva să găsești un echilibru între toate a fost destul de dificil și uneori, evident, nu putem găsi întotdeauna echilibrul. Unori e compromis. Unor și e compromis, că... exact, și uneori prea mult strică, respectiv am avut anumite zile în care am fost foarte motivat să termin anumite capitole, cum ar fi cel de cardio, care este unul dintre cele mai lungi, și am tras destul de tare să-l termin în câteva zile la o anumită trecere, după care mi-am dat seama că la următorul capitol, care nu mai știu care era de hipertensiune sau de nefrologie, simțeam că sunt super obosit și nu mai rețin absolut, absolut nimic și a trebuit să-mi iau efectiv o pauză, două, trei zile să zic ok. În zilele astea, nu știu, mă relaxez, mai fac puțin sport, mai ies cu prietena mea, cu prietenii și cam, cam așa am menegeriat eu situația legată de burnout în anumite momente. Mm -hmm. Apropo de, de compromisuri, ai făcut compromisuri în ceea ce privește somnul sau alimentația sau sportul? Ai făcut mai puțin sport decât înainte? Cu siguranță că am făcut mai puțin sport decât înainte. Eu un în mod normal alerg cam 5-6 zile pe săptămână și ca distanță cam 60-70 de kilometri. În timpul perioadei în care învățam pentru rezidențiat am redus-o la vreo 20-30 și nu mai practicam ca metodă de antrenament sportul, ci ca o metodă de a mă relaxa pentru după facultate, după rezidențiat, după o zi grea, după... Deci pur și simplu a trebuit să fac mai puțin sport, a trebuit să mai reduc din ieșiri Evident, din plecări, din vacanțe, dar până la urmă eu consider că a meritat mm -hmm. acest efort. De dormit ai ca să dormi? De dormit am încercat decentă? să dorm constant, măcar 7-8 ore pe noapte, ca să pot să rețin informații, să fiu cât de cât cu mintea focusată, dar nu întotdeauna am reușit acest lucru, evident, Uh, am avut și perioade mai stresante, mai ales vara trecută, când mai aveam perioade când mă mai trezeam noaptea sau respectiv nu reușeam să dorm foarte, nu neapărat uh, mult ca timp, ci foarte odihnitor. Mă trezeam a doua zi dimineața și simțeam că efectiv nu, nu pot să pornesc, nu, nu aveam bustul acela de energie de să pot să încep ziua, da. Cafea? Cafea, eu sunt, sunt un mare amator de cafea, în general, înainte de perioada cu rezidențiatul, dar nu am crescut excesiv consumul de cafea, nici nu am exagerat cu. nu, nu mi-am uh, uh, perturbat obiceiurile alimentare, am fost destul de echilibrat, zic eu, per total. Ce ai observat că s-a întâmplat sau ce anume s-a schimbat pe măsură ce se apropia examenul de rezii? Ce s-a schimbat? Foarte multe. În primul rând mi se părea că timpul pe care îl petreceam la birou era foarte scurt, deși de fapt era din ce în ce mai lung pe măsură ce se apropia examenul de rezidențiat, pentru că efectiv trecea ziua imediat. Eu aveam impresia că am citit 10 pagini, trebuia să repet 20, să fac și grile, lasă că le fac mâine, asta odată. Doi la mână, începeam să resimt presiunea, pentru că tot mă gândeam, hm, mai am trei luni, mai am timp să mai fac o trecere, două, mai am timp să, nu știu, să planific o ieșire cu câțiva prieteni, weekendul respectiv. Weekendul respectiv de fapt se transforma într-un weekend de citit, pentru că nu apucam să termin ce îmi propusesem în timpul săptămânii și ieșeam în timpul săptămânii următoare și cumva Practic s-a schimbat ordinea din programul meu. Până atunci eu și să am ordine în program. Din acel moment, programul a început să fie destul de haotic, nu prea mai era organizat. Dar, și mi-a fost puțin teamă, recunosc, că, legat de aspectul ăsta, pentru că mă temeam ca nu cumva ca haosul și dezordinea din program să poată să mi afecteze ceea ce, învă ceea ce învățasem până atunci și respectiv munca de până atunci. Dar, se pare că n-a fost cazul. Și totul a mers ok. Mm -hmm. Cum a fost examenul? Examenul a fost uh, o experiență interesantă. Uh, în dimineața examenului, eu am plecat de acasă destul de liniștit, eram odihnit, m-am culcat foarte devreme în seara de dinainte, mi-am luat micul dejun, mi-am băut cafeaua, dar pe măsură ce m-am dus cu mașina la examen, și pe măsură ce mă apropiam de locul unde s-a ținut examenul respectiv la Romexpo, simțeam așa o ușoară tensiune interioară care creștea oarecum. Și când am ajuns acolo și m-am întâlnit cu ceilalți colegi, cu părinților, cu rude, cu alți prieteni de-ai lor care veniseră să-i susțină, deja aveam nu o nesiguranță, dar o ușoară neîncredere, să zic. După care... Am intrat în sala de examen, am primit uh, subiectele, examenul a început, subiectele au început să le rezolv, mi s-au părut uh, ok la prima când am început să le rezolv, dar uh, pe măsură ce am început să îmbulinez după borderol, după aproximativ vreo 50 de minute, țin minte, sau 40 de minute, țin minte că am greșit, am decalat 3 grile la rând. Moment în care am avut o ușoară stare de anxietate, să zic, și panică și mi-a fost teamă că o să-mi pierd focusul și evident nu voiam să pierd complet acele trei grile pentru că însemnau 15 puncte. Așa că i-am cerut uh, supraveghetorului să schimb borderou, l-am schimbat, mi-am mi propus să nu mă panichez și să rezolv situația pentru că eram în timp destul de ok și i-am cerut uh, supravegătorului al borderou, am reușit să-l completez, nu le-am mai decal decalat a doua tură și, mă rog, am mers ok până la final, m am terminat cu aproximativ 5-6 minute înainte să expire timpul de examen și, mă rog, acela a fost momentul în care cumva am început să mă relaxez pentru că aveam un feeling bun despre ceea ce mm -hmm. făcusem în ziua aceea. Deci știai că ai răspuns bine la mare parte din grile? Uh... Nu, -am, nu neapărat că am răspuns uh, bine, dar uh, mi s-a părut că informația uh, uh, era fix cea pe care o aveam, o informație pe care o aveam destul de proaspăt în minte. Adică nu mi s-au părut multe la care să stau să mă gândesc, hmm, oare cum scrie acolo, oare era așa, oare era... evident, au fost câteva grile, maxim 3, 4, 5, 10, nu mai știu exact să zic. Dar numărul lor, a, ponderea lor a fost mai mică. Ai reușit să dibuiești răspunsurile la, la, pe care nu le-ai știut? Uh, să încerci să iei un pic logic sau să încerci să elimin câteva variante care știe că nu au cum să fie? Am încercat și lucrul acesta, da, și m-a ajutat la câteva grile, uh, dar uh, doar la câteva grile, nu la foarte multe grile. Până la urmă trebuie să fie undeva la 19 puncte pe care nu le-ai luat? Da, corect, corect, dar uh, la acele grile, sincer, nici nu m-am uitat după examen ca să fiu sincer, pe ce am greșit exact, pentru că după ce am văzut punctajul, am fost mulțumit de Asta rezultat. Asta vreau cum te -ai simțit atunci. Uh, s-a aplaudat în sală? Uh, nu s-a aplaudat. Uh, m-au felicitat colegii. Noi am fost așezați în ordine alfabetică și atunci colegii am fost în aceeași sală cu colegii de serie și de grupă și uh -huh. m-au felicitat uh, pentru rezultat, pentru muncă, pentru că știau și ei că am învățat constant sau relativ constant, să zic. Și cam atât a fost, da. Mm -hmm. Mai zimi un pic de specialitate. Tu mi-ai spus că te-ai gândit sau te-ai hotărât pe oftalmologie după ce ai aflat că ai 931 de puncte. Este adevărat acest lucru și eu inițial mă gândeam să iau o specialitate care să fie o ramură a medicinii interne, respectiv cardiologie, gastroenterologie, două specialități care chiar mi-au plăcut foarte mult în timpul facultății. Însă, în primele două, trei zile după rezi, nu m-am gândit foarte mult, ok, ce specialitate am. Eram doar fericit că am terminat cu examenul, că s-a terminat stresul, însă cam de prin a 5 zi am început să mă gândesc, ok, și acum ce fac mai departe. Și gândindu mă la acest lucru, am început să mă uit la videouri pe YouTube cu medici practicând diverse specialități uh, medicale în Statele Unite și... M-am uitat în primul rând ce specialitate are un spectru foarte larg de patologii. Și într adevăr, și cardiologie și gastroenterologie și respectiv și oftalmologie acoperă un spectru foarte larg de patologii. După asta m-am gândit, ok, care specialitate uh, poate fi împărțită mai multe subspecializări care nu se fac foarte mult în România? Și apoi m-am gândit că la cardiologie și gastroenterologie se fac destul de multe subspecializări în România, respectiv supra-specializări. Și atunci m-am gândit că mai bine ar fi să fac o specialitate care are și o parte medicală, și o parte chirurgicală mm -hmm. și o parte respectiv de investigații. Și m-am mai gândit la un aspect că la cardiologie și gastroenterologie Multe investigații care țin de radiologie nu sunt efectuate de medicul cardiolog, respectiv gastroenterolog, ci este necesară și intervenția și unui medic radiolog sau de altă specialitate. În vreme ce la oftalmologie, multe din explorările funcționale și uh, investigațiile, ca să zic, de anatomie și de structură ale globului uh -huh. ocular se fac strict de către medicul oftalmolog, cu ajutorul unor aparate care, mă rog, se găsesc în foarte multe spitale și clinici private din România. Iar apoi m-am gândit uh, din nou la ideea asta cu medical, chirurgical și explorări, și m-am gândit că specialitatea oftalmologie le echilibrează cumva pe toate trei destul de bine. Respectiv, dacă M-am gândit că dacă vreau să fac o parte medicală, ok, pot să fac o parte strict mm -hmm. medicală care seamănă cumva cu medicina internă, cu o parte de semiologie, de semne, de simptome, foarte ok. Dacă vreau să fac o parte chirurgicală, are o parte chirurgie destul de interesantă, de microchirurgie, care la fel e împărțită în pol anterior, pol posterior, foarte multe patologii, multe tehnici chirurgicale. Dacă vreau să învăț și partea de explorări și de investigații care automat sunt necesare pentru primele două, o pot face foarte simplu și cumva hmm. mi-a surâs specialitatea oftalmologie. Te-ai gândit și la uro? M-am gândit și la urologie, dar un minus sau nu un minus, un, un fapt care m-a făcut pe mine să mă gândesc mai puțin la urologie a fost faptul că multe intervenții chirurgicale și intervenții Minim-invazive la orologie se fac uh, 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 sub raze, se, adică este vorba okay. de expunerea la radiații, și nici, nici asta și asta a fost un lucru care m-a făcut să nu aleg specialitatea orologiei. Mm -hmm. Te gândești prima oară la sănătatea ta. Exact, da. Mm -hmm. Și Personal, după șase luni de rezidențiat, pot să zic că am făcut o alegere bună și sunt foarte mulțumit de specialitatea pe care am ales-o și sper să pot să uh, învăț la fel de bine oftalmologie, la fel cum m-am pregătit și pentru examenul de rezidențiat. Mm -hmm. Zine un pic de experiența ta pe, pe secții până la urmă. Zine în primul rând unde ți-ai ales locul, pentru că nu, ai, uh, nu sunt foarte multe posturi. Cel puțin, cu siguranță nu în capitală, pe oftalmă. Da. În general, la oftalmologie nu sunt foarte multe posturi, dar eu mi-am ales locul de pregătire în rezidențiat la Spitalul Clinic de Urgență Oftalmologice din București, zis și la Hovari. Secția pe care lucrez eu se ocupă în principal de patologia poli anterior al ochiului, respectiv cataractă, glaucom, afecțiune ale cornei. Personal, până acum experiența mie mi s-a părut foarte plăcută, mă înțeleg foarte bine și cu îndrumătorul meu de rezidența și cu colegii. Atmosfera e una foarte plăcută, relaxată, sunt foarte mulți pacienți cu foarte multe patologii. Fiind și un spital de urgență, avem acces și la gărzi și să vedem patologie uh -huh. acută, patologie cronică, deci chiar din punctul ăsta de vedere... Este ai o cazuistică destul de bogată. Exact, exact, da. Și simți că ai ce să înveți. Simt că am ce să învăț exact și nu numai de la îndrumător, dar și de la colegii mei mai mari, care, din nou, sunt foarte prietenoși, m-au ajutat să mă integrez destul de bine, mai mi oferă informații atunci când am de lămuriri, mai avem discuții pe teme medicale de oftalmologie ce ai face dacă ai putea să dai timpul înapoi? Dacă aș putea să dau timpul înapoi, probabil că aș reduce nivelul de stres din ultima perioadă Putem de ajur. pentru rezidențiat, pentru că a fost o perioadă destul de stresantă și nu neapărat intenționat, respectiv mi-am propus să iau punctajul X sau să prind specialitatea X, ci pur și simplu presiunea unui examen important, care nu este în același format ca cel de admitere, respectiv cu admis și respins, dar cumva este influențează destul de mult viitorul, pentru că odată ce ți-ai ales o specialitate, nu știu, mie personal și așa m-am gândit întotdeauna, nu prea aș mai schimba. O. Adică, specialitatea pe care am ales-o pe aia aș rămâne și aș încerca să o fac cât pot de bine. Mm -hmm. Foarte, foarte mulți invitați îmi spun că ar încerca să nu se mai streseze atât de tare, dar asta dacă ar ști că iau tot punctajul ăla. Și aici vine întrebarea mea, uzuală. crezi că ai fi luat același punctaj dacă nu te fi stresat? Este o întrebare bună și la o întrebare la care este destul de greu de răspuns pentru că nu putem ști exact, nici dacă ar fi fost alte subiecte, dacă mm -hmm. am fi avut mai mult sau mai puțin timp de învățat, putem să presupunem, dar nu ne putem nu putem zice exact cum ar fi fost. Dar probabil pentru sănătatea proprie sau personală, ca să zic așa, un grad mai redus de stres ar fi fost mai bun. Mm -hmm. Ți se pare că a fost un moment foarte tensionat în pregătirea ta, pe care să-l ții minte și pe care să-l împărtășești? Da, un moment foarte tensionat a fost fix perioada aceea după licență, după simulare și fix până în luna aceea, o lună, o lună jumătate până la examen de rezidențiat, în care număram zilele, orele, minutele și simțeam cum efectiv trece timpul și mă gândeam, hm, oare am făcut suficient azi, oare, nu știu, mi-am respectat munca pe care am depus-o până acum. Oare astăzi nu am stat, nu am relaxat prea mult? Nu știu, mm -hmm. întrebări de genul ăsta, da. Întrebări la oricum, la care oricum nu știi să-ți dai răspunsul. Exact. Poți exact. Poți doar să bâjbi, poți doar să ghicești. Exact. Și legat de asta, perioada fix de dinainte de rezidențiat, nu știu, mi se pare că nu mai are o pondere atât de mare. Cum au avut celelalte luni. Adică, ok. Mm -hmm. Practic, atunci doar mai repeți încerc să încerci să-ți informația proaspătă, dar să acumulezi informații noi deja din vară încolo, mi se pare dificil. Odată din cauza timpului, dar și din cauza, nu știu, presiunii să zic. Și bănuiesc că utilitatea marginală scade, având în vedere că tu deja ai trecut să de mai C multe ori prin materie? Da. Și acesta este un aspect. Pe de o parte cu cât din punctul meu de vedere cu cât treci mai mult prin materie cu atât uh, ai o siguranță și o ușurință, să zic, când le repeți, dar cu atât intervine și partea de uh, monotonie, de plictiseală de ah, iarăși capitolul ăsta iarăși trebuie să repet. Deci cumva nu știu, cred că ar trebui găsit un echilibru între numărul de treceri și uh, numărul de de repetiții. Eu, eu personal am trecut de patru ori prin materie și încă de două ori am mai repetat-o. De patru ori prin toate capitole și de două ori doar am repetat-o rapid. Mm -hmm. Nu știu dacă este rețeta succesului pentru ceilalți. Pentru mine se pare că a fost, da. Mm -hmm. Care e o întrebare pe care am uitat sau am omis să ți-o adresez și simți că ar trebui să răspunzi la ea? Sau altfel spus, ce ai vrea tu să le transmiți celor care urmează să dea zi? Ce aș vrea să transmit eu celor care urmează să dă reziul este că, de fapt, examenul în sine durează două ore sau trei ore, nu mai știu exact cât durează, dar, practic, ceea ce contează este pregătirea și faptul că ești constant să faci un anumit lucru. Adică, decât să fii în anumite zile super focusat și super, nu știu, să înveți 10-12... 14 ore pe zi, și în alte zile să înveți, habar n-am, 2 ore, 3 ore în mod constant să faci acest lucru, mai bine în mod constant îți propui ok, mai bine înveți 6 ore constant, două zile mi leau pauză, după care 6 ore constant. Un mm -hmm. lucru foarte important care mi s-a primit să fii constant în ceea ce faci. Cât se poate de constant, că nu poate să fie nimeni perfect de constant, dar cât se poate de constant și evident să-și ia și pauze, să se relaxeze și să nu se streseze cât de ușor pare că zic asta acum, pentru că se poate și până la urmă sunt foarte multe specialități și zic eu foarte mai nevoie de medici în România pe toate specialitățile, indiferent de ce specialitate își vor alege în viitor. Super! Bine, Raj! Mersi mult de tot! Asta a fost Mindcast-ul. Sporul la treabă și multă baftă în continuare și să faci performanță pe specialitatea pe care ți-ai ales-o. Mulțumesc și, și vă doresc să perfecționez cât mai mult platforma, chiar dacă probabil este numărul 1 în ceea ce privește pregătirea pentru examen de rezidențiat.